Să fie în regulă. Bună seara! E trecut de ora 7, e zi de miercuri, sper că ați reținut nouul nostru orar. Luni, miercuri și vineri apărem cu Unda Verde, încercăm să vă vorbim verde în față. Azi o nouă inovație, am co-moderator pe colegul meu din Scandinavia, pe Gabriel Ursescu, care a invitat și colegi de-ai noștri din partid, dar și oaspeți apolitici, apartinici din afara partidului. Îl rog pe Gabi să ne-i prezinte. Bună tuturor, Gabriel Ursescu sunt, mulțumesc cu Oleg, facem echipă bună, ceea ce este foarte, foarte important și chiar dacă ne desparte prutul oarecum, suntem uniți în spirit. De când ești la București, nu ne mai desparte nici prutul. Exact, nici prutul, numai Schengen-ul. Bun, dragilor, rog frumos să distribuiți, o să fie discuție foarte interesantă, pe lângă faptul că avem reprezentant un Mihai de la Partidul Verde și un alt Mihai Mihu de la Mol Țărănesc, care este apolitic. Vrem să sprijinim Partidul Verde, este un susținător al economiei naționale, al fermierilor, al întreprinzătorilor. Și vrem să avem o discuție interactivă, tocmai să arătăm publicul că ceea ce vorbim și punem în practică. Mihai Mihu, bine ai venit pe platforma noastră. Colegul Mihai Stoian, bine ai venit și tu. Bună seara, bine v-am găsit. Înțeleg că se termină perioada de criză, de stare de urgență și urmează o altă problemă, nu? Recesiunea economică și să culegem roadele, să încercăm să numărăm pagubele. A promis că o să intre cu noi în discuție și un alt antreprenor, om specializat în afaceri din partidul nostru, Nelu Cosma de la Constanța, dar încă nu a intrat acum, dar îi rugăm pe cei care sunt specializați pe agricultură să ne vorbească care e impactul. Probabil și al secetei, dar mai ales al faptului că nu s-a putut ieși din casă, pentru că vorbește prima dată la noi, îl rugăm să înceapă pe domnul Nelu Mihai Mihu, care e de la un ONG, să ne vorbească despre proiect și despre felul cum au fost afectați de criză. Bună seara și în primul rând mulțumim tare mult pentru invitație. Da, numele meu e Mihai Mihu și reprezint Asociația Creștem România Împreună, asociația politică, asociație care are proiecte pe mai multe direcții, dar în seara asta, pe fondul discuției noastre, vom aborda partea legată de agricultură. Iar legat de acest sector, asociația noastră în ultimii 3 ani de zile a dezvoltat o platformă care se numește Mol Țărănesc și care într-un viitor cât mai scurt sperăm să devină un ecosistem care să se adreseze micului producător. Apropo de întrebarea adresată de Oleg, cum ne-a influențat pe noi sau cum vedem noi influențat agricultura pe fondul acestor timpuri ciudate, să le numim. Nouă ne-a crescut foarte mult numărul de mici gospodari. Am ajuns la ora actuală undeva aproape de 1400 de mici producători, semn că există un interes foarte mare pentru proiectul nostru. Dar acum, proiectul nostru este o grefă, cumva, care se mulează pe necesitățile societății, societate care în ultimele 2 luni a început să urle, cu ghilimele de rigoare, după producătorul român. Există cumva un recul, există o reacție firească a societății. Însă această reacție firească a societății, cred eu că este doar la început. Este teribil de lăudabil tot acest efort pe care comunitățile le-au făcut în această perioadă și se remarcă aici foarte tare partea de întrajutorare. Iar acum, pe viitor, sperăm că această latură socială care definește și asociația noastră să fie cu atât mai pregnantă. Ceea ce am trecut să fie doar un început și să nu fie o chestie punctuală. Deci proiectul ăsta, să înțeleg că e unul virtual totuși și se bucură de numărul de utilizatori
Că agricultori mai mult nu cred că au apărut acum în 2 luni cât am stat acasă. Sau au plecat oamenii din oraș, s-au dus la țară și s-au apucat de plantat ceapă și fasole. Eu cred, mă rog, datele noastre arată faptul că ceea ce s-a înregistrat la ora actuală pe platformă sunt agricultori sau hai să-i numim mici producători. Da. Concret, concret, scuzați-mă că intervin, concret ce se întâmplă? Ce faceți exact pe platforma noastră? Care e o bursă, înțeleg, nu? Nu, platforma Mol Țărănesc face un lucru foarte simplu la momentul ăsta. Pune împreună familiile de la oraș cu gospodăriile de la țară. Oferă și concret, cum funcționează? Concret, sunt două componente pe care le punem la dispoziția utilizatorilor, fie că vorbim de producători, fie că vorbim de utilizatori. O componentă reprezentată de partea de online, de platforma online www.molțărănesc.ro și doi la mână, de vreo 3-4 zile am lansat o aplicație de mobil, unică, zicem noi, nu la nivel național, la nivel internațional, prin prisma faptului că arată toți gospodarii pe care îi ai lângă tine sau, mă rog, o rază de maxim 60 de kilometri de tine. Iar în momentul în care ai accesat profilul unei astfel de gospodar mic producător, ai posibilitatea de a-i trimite mesaje prin intermediul unui chat, ai posibilitatea de a-i da telefon sau ai posibilitatea de a da click pe un buton de direcții și să ajungi la el în curte. Ce este, ca să sintetizăm un picuț sau să facem o paralelă vis-a-vis de această aplicație cu alta, am putea spune că este un fel de Tinder pentru producătorii locali. Astea să sunt ajute oamenii să se cupleze. Exact, să facă matching, da, să facă matching, într-adevăr. Astea sunt componentele pe care le avem la ora actuală deja lansate, iar pe viitor, înseamnă în maxim o lună de zile urmează să lansăm un coș săptămânal împreună cu un soft de logistică și atunci ieșim în offline, apropo de strict partea asta de virtual de care amintea Mihai mai devreme. Nu, în momentul ăsta, pentru încă o scurtă perioadă de timp, suntem în online, urmând ca din luna iunie, dacă totul merge bine, să începem să ieșim în offline. Sună minunat, sună minunat programul și ceea ce ai spus tu. Este cumva normal să fie o chestie atât de simplă care să-i unească pe consumatori cu producători. Cu siguranță va funcționa. Sunt foarte încrezător în ceea ce... Semnalele pe care le avem cu siguranță arată lucrul ăsta. Acum există o diferență remarcabilă între partea asta de online, în care a da un like sau un share este la îndemâna tuturor, spre deosebire de a acționa în plan fizic. Vom vedea proiectul pilot, acest coș săptămânal o să-l pornim în Brașov, iar dacă treburile merg ok, vom putea să scalăm soluția informatică astfel încât să răspundă la nivel național eventualei cereri pe care o să o identificăm. Mihai Mihu, am vorbit noi un pic și despre acea aplicație telefonică. Ai zis că ai și o aplicație telefonică. Exact despre asta spuneam mai devreme. Acum, continuarea ceea ce spuneam mai devreme, odată ce utilizatorul ajunge în gospodăria unui mic producător, el are posibilitatea de a face și o evaluare a acelei gospodării. Și atunci lucrul ăsta ne ajută teribil de tare în a identifica gospodarii cu adevărat gospodari. Nu doar cei care și-au făcut un profil și zic și ei că fac câte ceva. Dar cred eu, oricum, aici sunt foarte multe lucruri de spus. De ce? Pentru că ca și masă critică de mici producători pe care îi vizăm să-i atingă această platformă, vizăm o fantastică cifră de sau un fantastic procent de 1%. Acum, 1% din două cifre încercăm să atingem. 1% din 3,6 milioane de mici producători, cât anunță Eurostatul în 2016, probabil că la ora actuală, în 2020, or mai fi rămas vreo 3 milioane de gospodării de subsistență, sau, dacă este să luăm altă cifră, ce ne spune APIA, câte persoane au aplicat pentru subvenții
la ei și vorbim de un număr de 850.000. Acum, indiferent despre care cifră, cel număr vorbim, este un număr oricum foarte mare. Vorbim fie de 8.500, fie vorbim de 36.000 sau 30.000. Dar ideea este că acești 30.000 de, sau 8.000, 10.000, câți ori fi, de mici producători au capacitatea de a susține pe lângă ei cel puțin încă 2-3 familii. Și am făcut la un moment dat niște calcule care au reieșit, care au scos la iveală acest lucru. Ei, gândiți-vă că aceste 2-3 familii pe lângă, pentru că noi, și o să vă povestesc în cele ce urmează, faptul că noi apelăm la momentul ăsta la surplusul de produse care rămâne de pe, în cadrul acestor gospodării de subsistență. Da? Sub 2, sub, hai să zicem, sunt mai multe cifre sau mai multe moduri în care pot să fie catalogate aceste gospodării de subsistență, cunoașteți foarte bine, sub, ori sub un anumit număr de efectiv de animale, ori sub o anumită suprafață de teren, ori sub un anumit UDE, număr de UDE, de unități, așa, de dezvoltare economică. Sunt mai multe moduri de a privi această gospodărie de subsistență, însă cert este că ea nu produce doar pentru ea. Și acum, în momentul în care vorbim de un număr atât de mare, putem să abordăm inclusiv subiectul legat de securitate alimentară. Dar cred că monopolizez discuția pe direcția asta. Așa. Este, păi, este foarte bine. Cum sunteți nou în discuție? Exact. Dar ăla este invitatul nostru. Noi suntem la, în această formulă de co-arbitri, să zic așa, este o chestie nouă și este normal. Tu, Mihai, ai multe de spus, dar are și colegul apicultor foarte Mihai multe Stoian. De spus. Și exact, Mihai Stoian, cum este la voi? Aveți ceva în deci ar putea un apicultor să vină cu producția lui pe site-ul, pe aplicația aia, să-și vândă mierea și ce mai are acolo? Exact. La ora actuală cred că avem undeva în jur de 30 sau 40 de apicultori deja, da, nu știu exact. Nemaipomenit. Este ceva extraordinar ce spuneți dumneavoastră. Este clar că problema micilor fermieri, micilor apicultori este comercializarea și atunci lucrurile s-ar putea rezolva într-un fel frumos și plăcut pentru toată lumea. Consumatorul să știe ce cumpără și de unde cumpără și de cea mai bună calitate, iar micul producător să poată să vândă și el la un preț de bun simț, pentru că, spre exemplu, apicultorii vând mierea cu niște prețuri mizere. Am înțeles că se vehiculează anul ăsta preț de achiziție la Angro undeva de 6 lei, 7 lei kilogramul maxim, ceea ce este o mare nedreptate. Pentru că sunt câțiva jucători care fac achiziții și nu prea ai de ales. Eu am încercat asemenea domnului Mihai Mihu să fac lucrurile să funcționeze într-un grup restrâns de prieteni pe care să-i aprovizionez eu în momentul în care îmi solicită. Deci ceea ce spune dumnealui este la nivel de țară o treabă nemaipomenită și nu numai. Eu, ceea ce pot să spun, sunt pe fondul acestei platforme sunt trei efecte din punctul meu de vedere care le țintim. Unul la mână, clientul are acces la niște produse mult mai calitative decât cele convenționale care se găsesc la ora actuală în magazine. Doi la mână, gospodarul sau producătorul își justifică existența, pentru că uitați-vă ce se întâmplă cu exodul, fie că el este temporar sau permanent, de agricultori, da? Numai acum, cu 2-3 săptămâni au plecat în Germania. Și acum pleacă, continuă. Acum pleacă, așa este. Necesarul de agricultori în Germania este undeva la 300.000 pe sezon. 300.000 din care am înțeles, dacă nu mă înșel, că undeva spre 50.000 sunt, sau poate și mai bine, sunt români. De fapt, Germania atrage din spațiul este european, e clar.
Așadar, revenind la cel de-al doilea efect, dacă unui gospodar, unui mic producător îi merge bine, credeți că el ar mai pleca undeva? Cu din siguranță meu, nu. Și atunci el, din punctul meu de vedere, acest al doilea efect ține și de a-și justifica existența, după cum ziceam mai devreme. Și evident de a câștiga un ban pe măsura efortului său. Și trei la mână sunt cele două lucruri conjugate. Banii rămân în comunitate. Pentru că vorbim de o economie locală. În momentul în care banii rămân în acea comunitate, acei bani reprezintă un mod de creștere sustenabil pentru comunitate și implicit pentru fiecare individ în parte. Noi avem un slogan care spune în felul următor, că cumpărând de la gospodari, hrănești două familii, pata și palui. E foarte simplu. No, și atunci... Dacă tot ați adus vorba de bani, sunt curios să vă întreb dacă percepeți comisiuni pentru serviciul ăsta și dacă se gândește cineva și la impozitare sau o să atât de mici veniturile încât nici nu ne mai gândim să întreținem statul. La momentul ăsta nu există niciun fel de comision, nu există niciun fel de taxă de înscriere sau de altceva, însă cu siguranță suntem în momentul în care avem nevoie de resurse și pentru că asociația nu trăiește așa, nu pică bani de nicăieri, cu siguranță vom introduce nu știu dacă o vom vedea, gândim un mod de a încerca să ne justificăm, la fel cum și producătorii trebuie să justifice și noi va trebui să ne justificăm existența. Iar banii oricum e teribil de interesant. Eu, ca și background, am undeva peste 25 de ani de IT. Eu din asta trăiesc. Dar asociația asta mi-a schimbat foarte tare percepția asupra vieții, de fapt, în sensul în care este foarte fain să câștigi bani ajutându-i pe ceilalți. Dacă poți să îmbini cele două lucruri, este extraordinar. Ori aici a apărut conceptul de economie socială, în care schimbi în jurul tău. Și aici sunt iarăși o grămadă de lucruri de spus pe tema asta. Ca să concluzionez, da, ne gândim foarte tare să introducem niște taxe, dar vom vedea. Gabi, vrea să întrebe sau să comenteze? Da, vreau să comentez. Citisem acum câteva zile, apropo de lanțul acesta de fermieri și de intermediari. Și mulți fermieri se plângeau foarte mult că practic intermediarul câștigă 100-150 de ori mai mult de la sută, pardon, decât producătorul, ceea ce mi s-a părut foarte, foarte cinic într-un fel. Și chiar dacă voi să percepeți acolo câteva procente, eu cred că este mult mai bine să intre pe platforma voastră decât să dea unui intermediar care de fapt câștigă cel puțin de două ori mai mult decât ar câștiga pe platforma asta, care este o platformă de bun simț, este practică și economisește, apropo de partea logistică, economisește timp, economisește combustibil, ziua de muncă, etc., etc. Practic se pliază pe ceea ce și noi verzii vrem să facem și vă felicit pentru treaba aceasta și continuați. Ar Mihai, Stoian? Pe acest subiect și ca o comparație a platformei dumneavoastră, am văzut că au tot apărut diverse grupuri de Facebook care promovează genul acesta de idee, doar că platforma noastră clar e o chestie complexă unde poate duce lucrurile la perfecțiune, atât cum spuneați noastră de gospodar că va trebui să găsească motive și să poată să-și îmbunătățească producția și modul de prezentare, poate și de igienă și condițiile în care își face brânza sau își extrage mierea, poate să le arate clienților, viitorilor clienți, modul de procesare a brânzei sau a mierii și așa mai departe. Pe lucrurile astea cu siguranță vor impresiona
la gospodarul care va face diferența. Pe direcția asta vrem să dezvoltăm niște resurse educative. Aceste resurse educative multimedia, evident că suntem în secolul 21, merg pe două direcții. Merg odată către clienți cu campanii de conștientizare de ce să achiziționeze produse locale, care sunt avantajele și așa mai departe. Iar doi la mână, resurse educative pentru micii producători. Iar aceste resurse educative pentru producători merg pe trei componente. Unul la mână, partea de educație fiscală. Doi la mână, pe educație, pe segmentul de legal. Și aici, când vorbesc de legal, vorbesc în speță de Ordinul 111 pe 2008, care vizează partea de autorizare a produselor procesate prin prisma sănătății, părții de sănătate veterinară și nu numai, DSV-urile, de fapt. Deci sunt cele care autorizațiile sanitar-veterinare, exact, cei care comercializează și prânzeturi și miere și așa mai departe. Și trei la mână, pe componenta de marketing și comunicare, unde vrem să facem la fel mici cursuri în care să explicăm micilor gospodari modalitatea prin care pot să se diferențieze unii de ceilalți. Cum să-și creeze o poveste, care sunt valorile pe care trebuie să le promoveze, ce să facă în speță pentru a le fi mai bine. Deci, în principiu, ați conceput treaba asta ca și un pachet, să înțeleg. Da, încercăm să facem, după cum ziceam la început, un ecosistem, de fapt, adresat micului producător, în care să facem, de fapt, viziunea asociației este aceea de a oferi educație. Urmează să lansăm săptămâna asta, săptămâna viitoare, un alt proiect, tot în mediul rural. Se numește Școala 3.0, este un proiect adresat copiilor din mediul rural pentru a încerca să le creștem competențele digitale în acest secol 21 cu soluții bazându-ne pe comunitate. Comunitatea să doneze laptopuri și comunitatea să vină IT-știi care își doresc să ducă mai departe sau să lase mai departe ceva, să poată să predea acestor elevi cursuri de IT până la un anumit nivel. Oricum, de la acel nivel sperăm să-i luăm și să putem să îi formăm, pentru că nu e așa, Zoom sau Facebook sau și așa mai departe oferă suficiente multe modalități de interacțiune virtuală, dar suficiente în momentul în care vorbim de IT. Apropo de Facebook și de pericolele competiției pe piață. Cum pe Facebook vin unii și se exprimă foarte toxic, periculos și e nevoit săracul Facebook să intervină și să șteargă grupuri, pagini din cauza de fake news sau de discurs de ură. Dumneavoastră cu platforma asta nu e așa, că tot răspundeți pentru ce vinde omul, cum prestează serviciile, măcar indirect cumva. Și pentru concurența neloială, că dumneavoastră aveți intenții bune, dar vin niște concurenți care între ei poate să-și bage ouă clocete și după aia să răspundă platforma sau cum se întâmplă? Accesul la platforma se va face, ok, la momentul ăsta este gratuit, dar la momentul ăsta nu se trafică bani, adică noi ceea ce facem un fel de matching. Pregătim următoarea etapă și suntem foarte aproape de lansarea acesteia, dar în momentul în care o vom lansa, fiecare producător care își dorește să aibă un loc mai sus, ca să zic așa, va semna un contract cu noi și există inclusiv clauze de non-combat, ca să zic așa. Așa, există inclusiv partea de reglementare a prețului, cu toate că noi nu ne dorim să intervenim, dar în momentul în care lucrurile s-ar o iau pe arătură, ca să zic așa, vom interveni cu siguranță. Așadar, cazurile de care aminteați mai devreme, la nivel teoretic, sunt foarte mici. În plus, tot ceea ce înseamnă poziționare pentru acest gen de producători ia în considerare mai multe variabile, inclusiv partea de vizită, vizitele de care aminteam mai devreme prin intermediul aplicației de mobil, astfel încât unui gospodar, unui mic producător, îi se generează un rating
În baza ratingului respectiv, el va apărea mai sus sau mai jos pe anumite, pe acele produse pe care le listează. Și atunci, cu siguranță, ceea ce ne interesează este să răsplătim performanța. Voi vă gândiți și la partea de calitatea produsului sau și partea, dau un exemplu, de felul cum clientul vostru sau unul dintre fermieri, dau un exemplu, relaționează cu un client sau partea de sanitar, domnule, este igienic, etc., cum arată produsul, etichete, etc., etc. La ora actuală, această a doua versiune de site pe care am lansat-o acum o lună jumate, aducem prin plan, în cadrul profilului, fiecare gospodar, fiecare producător are o pagină de profil. În pagina respectivă de profil se vede clar dacă are certificat de producător sau nu are, dacă are autorizații sau nu are, dacă are certificat bio sau nu are, plus descriere, poze și, evident, portofoliu de produse pe care îl are. În consecință, inclusiv la momentul ăsta, un client poate să aleagă în cunoștință de cauză, în sensul în care vede clar, băi, îmi plac pozele și aleg pentru că îmi plac pozele să achiziționez respectivul produs, sau văd că are certificatele și toate hârtiile puse așa cum trebuie și atunci achiziționez iarăși, fiind mai liniștit de calitățile sau, mă rog, de garanțiile pe care le oferă respectivele hârtii. Mai e un lucru de menționat și anume faptul că există, e clar, niște diferențieri vis-a-vis de capacitatea de producție a unui, unui producător. Iar pe direcția asta, de exemplu, odată cu lansarea acestui coș săptămânal, cu siguranță, doar pentru ouă, având nevoie de mii de ouă, nu putem să apelăm la micii la gospodăriile de subzistență. Și atunci încercăm să identificăm în zonele cât mai apropiate pentru a păstra conceptul de economie locală, mici producători, dar mai mari decât gospodăriile de subsistență, care să poată să livreze calitate și așa mai departe și cursivitate. Dar și aici deja lucrurile încep să se adreseze pe diferite paliere. Pentru că eu, dacă îmi place în mod deosebit brânza de la nu știu, de la Tanti Frosa din vârful dealului, voi putea să o achiziționez dacă Tanti Frosa, evident, are contract cu noi și ea vine și demonstrează că există, are toate autorizațiile, tot, ca să nu avem probleme, să creăm probleme în mod inutil. Și atunci, tot în baza acestui contract, va exista curierul. Apropo de cealaltă componentă de care aminteam, care va merge la Tanti Frosa în vârful dealului, va lua chilele de brânză ambalate în mod corespunzător și mi le va aduce acasă. Evident, contra unei sume, pentru că și curierul trebuie să câștige ceva. De fapt, după cum vedem, platforma încearcă să pună la dispoziția fiecărui actor uneltele pentru a putea să facă ceea ce trebuie să facă. Păi, producătorul trebuie să producă, curierul trebuie să livreze, iar consumatorul trebuie să achite marfa și să o consume în cunoștință de cauză, satisfăcut, ca să zic așa. Și din toată schema asta, nu vedem nicăieri statul. E stat lipsă sau stat minim? Ce ar trebui să facă statul în situația asta a oamenilor care se descurcă care și cum pot? Păi eu zic că este în avantajul statului, de fapt, toată platforma asta, pentru că tot ceea ce înseamnă hârtii, de exemplu, tot ceea ce înseamnă educație pe partea cealaltă, de care aminteam mai devreme, tot ceea ce înseamnă carburant, ok, în cantități mai mici, pentru că vorbim de distanțe mai mici, toate sunt în avantajul și în avantajul statului. Cred că găsim inclusiv dacă este să facem apel la potențiala concurență cu supermarketuri sau cu hipermarketuri. Nu cred că e vorba de așa ceva. Noi nu suntem în concurență, platforma Mult Țărănesc și micul producător nu o să fie niciodată în concurență cu habar n-am ce lanț mare de magazine. Fiecare are grupul țintă foarte bine definit și fiecare, repet, din punctul nostru de vedere, trebuie să câștige din ceea ce
face, nu din alte lucruri pe lângă. Exact. Oleg, dar să știi că și producătorii mici care au formă de organizare juridică pot să elibereze bon fiscal, factură, chitanță, este o chestie firească, nu este o chestie străină de producătorii mici. Pot să pună la dispoziție. Există acel caiet de comercialitate. Dar pun doar când vine inspectorul fiscal, doar, nu? Sau când li se face vreo... În cazul colaborării cu noi, un pic legate și de partea de subvenții, de ajutoare la cei care produc roșii, înțeleg că sunt nevoiți să demonstreze că au vândut o cantitate de roșii ca să poată să primească subvenția. Și apropo tot de legume, fructe, a fost acum vreo 2 sau 3 ani de zile, au fost razii la vamă pentru că se face foarte multă evaziune fiscală pe tema legumelor și fructelor, evident implicit și a florilor. Și e vorbind de niște sume foarte mari. În consecință, investind în micul producător, scade inclusiv evaziunea fiscală. Și crește partea de educație. Noi ne tot cramponăm, sau mă rog, noi, repet, unul dintre obiectivele pe care le are asociația este creșterea educației pe un întreg areal. Și atunci, în momentul în care avem niște mici producători mai educați, crește comunitatea, cresc comunitățile, implicit statul câștigă. Creăm o normalitate cumva. Eu nu cred... E clar că dacă vrei să faci un lucru reprobabil, poți să-l faci, dar e contraproductiv mai devreme sau mai târziu. Și atunci e bine să rămâi la latura asta legală. Și ați pomenit, cu ce probleme? Ați pomenit Tinder-ul, pentru că nu există alte site-uri echivalente? E foarte nou serviciul ăsta pe care îl faceți dumneavoastră? Sau există, dar nu la noi în țară? Ați urmat niște modele? Nu există așa nu ceva. Nu există așa ceva, noi nu am găsit așa ceva nicăieri. Nu, răspunsul este nu. Nu. Suntem mândri de asta. Atunci, dar aveți mari șanse să vă extindeți și peste granițe. Așa este luat în considerare. Mihai Stăr, cu ce probleme te-ai confruntat tu atunci când ai vrut să îți vinzi produsele? Și dacă ți le-ai vândut, tu sau ai apelat la intermediar? Să vedem care este comparație între ceea ce vrea să facă Molțărănesc și care este realitatea pe teren. Cuvântul de ordine este dezbinare. Oamenii sunt dezbinați, sunt neîncrezători. Chiar săptămânile trecute am uzat de momentele în care a trebuit să stăm izolați și am fost acolo în câmp cu albinele și m-am împrietenit cu niște colegi de branșe. Am încercat să-i conving să găsim soluții, să reușim să luăm în considerare niște soluții care există. Soluțiile de a ne constitui într-o cooperativă, într-o asociație, pentru a putea avea un cuvânt, pentru a ne putea atrage finanțare și să ne putem procesa, ambala și comercializa produsele în condiții frumoase și la un nivel bun. Oamenii sunt neîncrezători și nu vor să se apuce de treabă. Nu știu de ce este această neîncredere. Probabil din cauza tuturor celor cărora au înșelat-o încrederea până în prezent și nu se întâmplă, nu vor să se asocieze, nu vor să înțeleagă, dar cu siguranță genul ăsta de platformă ar putea să fie o chestie fantastică pentru ei, că nu sunt obligați să se asocieze cu nimeni, ei în continuare vor fi proprii lor stăpâni și șefi și le va aduce o mână bună de clienții platforma prin care își vor vinde produsele. Produsele se vând foarte greu
în mod individual, ele mai deloc, să zic așa, dacă pot să zic că o medie de 2000 de kilograme pe an aș putea să zic că produc, n-am reușit să vând niciodată mai mult de 300 de grame, 300 de kilograme pe an, 400 maxim. Diferența până la 2 tone ar trebui să o dau angro, cu prețul pe care vi l-am spus mai devreme. Iar prețul respectiv nu te ajută să faci mai nimica, pentru că nu te ajută, este clar. Și ai nevoie de bani ca să poți să te finanțezi mai departe, să poți să te achiți socotelile și să poți să continui activitatea. Cred că este o treabă minunată și cu siguranță lucrurile se pot lega în această platformă. Zilele trecute, întâmplător face să fi discutat cu un coleg, cu domnul Văduva, secretarul organizației județene, despre celălalt coleg al nostru care are o gospodărie și chiar ne făceam niște socoteli cum poate să facă distribuția. Chiar ne-am făcut niște calcule și nu prea ieșeau deloc câți clienți ar găsi, la ce distanță și cu ce costuri ar putea să le livreze. Exact. Vreau să spun celor care se uită să distribuie Life-urile Verde în față, fiindcă vrem să ajutăm și fermierii și producătorii locali. Și mulțumesc de invitație și mulțumesc că este în emisiune și domnul Nelu Cosma de la Constanța. Să trăiți! Care are și întrebări și replici la situația creată. Da, Bună seara, prieteni noi sau mai vechi, Nelu Cosma mă numesc și spre fericirea voastră conduc un birou de autorizări care se ocupă fix de autorizarea și vânzarea acestor produse pe care dumneavoastră încercați să le dați o altă valoare în farfurie până la final. Gândind un circuit de la pământul cu bălegar, care este cel dorit de toată lumea, dincolo de chimicale, până la programele implementate de PSD, programe prost înțelese de cetățeanul, de țăranul român, acolo unde trebuia să pună o picătură negre și până a pus o tonă, astfel multe dintre legumele pe care se vând pe piață sunt destul de nocive și aici o să vă rugăm să fim cinstiți unul cu altul. Chiar dacă facem parte din Partidul Verde, asta în esență înseamnă adevărul absolut despre natura curată. De care de consecință întâlnesc în fiecare zi oamenii chiar fac treabă și vă felicit, mai ales tipul cu ochelari pe care nu am avut plăcerea să-l cunosc și îmi cer scuze că am intrat puțin mai târziu. Mihai Mihu. Te salut, Mihai, ești un tip intelectual, stăpânești arta vorbirii, nu știu cum să-mi fac asta cu agricultura, dar am să te urmăresc pe parcurs, te felicit. Ești printre puținii fermieri care știu să vorbească, sper să știi să și vinzi. Nu sunt fermier, sunt artist. Bun, scuze-mă, n-am știut, eu am intrat, vin de presență la Consiliul Local pentru Litoral, știți că e o mare problemă cu litoralul Mării Negre. Și am fugit, pur și simplu, pentru că Gabi este un bun prieten și am vrut să o onorez și îmi cer scuze. Însă, dacă am gafat-o, mă scuzați, o prind din mers. Problema vânzării acestor legume la final este că între cei care muncesc și cei care vând, intervine cu violență statul. V-am auzit puțin cu o naivitate demnă de un bun, de o cauză mai bună. Astăzi am avut în Constanța, cu toate că este nebunia asta de pandemie, 10 de controle de la OPC cu agresivitate extraordinară, nejustificată. Eu nu spun că acolo unde se greșesc, unde se atrag, însă înainte de a vă asculta cu plăcere, am să vă spun direct, pentru că suntem lângă Oleg și Gabi, că dacă vreodată aveți nevoie de să puneți la punct pro bono, pentru că sunt încântat de aceste demersuri, dacă aveți nevoie să închideți cercul legislativ, vă stau la dispoziție până la notificare Bruxelles, pentru că, atenție, nu este de ajuns să vrei să vinzi, trebuie să știi ce preț obții, adică prețul cinstit este de fapt ce ne rămâne după semnul egal. După atâta muncă, corect, fiecare dintre noi este timpul celor care vând produse sănătoase. Atenție maximă ce spun. Este foarte important să înțelegem, să învățăm să ne vindem produsele cu prețul real. Înțelegeți? Pentru că foarte mulți dintre producători suferă de o boală nemai întâlnită nicăieri în lume. Se numește sindromul provincialului,
care gândește și muncește de 1000 de euro, dar vinde de 100 de euro. Și asta e extrem de păgubos, pentru că oricâtă bunătate ai avea, al doilea an vei introduce în sol ce ai câștigat, iar dacă ești falit, sărăcia te face neserios. Cam asta este introducerea mea. Dacă doriți să întrebați sau doriți să intervin, vă intervin. Da, vă rog și pe dumneavoastră și pe Mihai și pe Gabi să ne gândim acum ca politicieni, nu ca oameni de afaceri. Ce soluții oferim afacerilor? Apropo. Un cadru legal mai relaxat, digitalizare sau mai puține controle, ce să oferim noi ca să meargă business-ul și fără să simtă intervenția violentă a statului? Fac o paranteză la plus valoare a discuției noastre. Florin Călinescu ocupă un loc fruntaș în sondaje. Acum îi dădeau pe sticlă chestia asta. Partidul Verde spune că ne apropiem de 1%. Eu văd 1% din politicieni numai aici pe sticlă, dar în sfârșit. Florin Călinescu se clasează foarte tare, foarte sus în pretențiile românilor. Acum dădea pe sticlă înainte să ajung în fața dumneavoastră la telefon. Din punct de vedere legislativ a statului român, repet, statul român este un stat comunist în continuare. Atunci când are în față un personaj pe care ar trebui să-l protejeze. Dacă mă întrebați pe mine ce poate fi mai mult decât a vinde legume și fructe sănătoase, spuneți-mi mie ce. Înțelegeți? Statul român, prin excelență, fără să critic, e doar o constatare, pentru că așa cum știe Gabi, mă chinui de câteva luni de zile să fiu pozitiv în comunicare, pentru că m-am săturat de veninul ăsta comunist de care nu mai scăpăm. M-am săturat de neputința celor care ne controlează și ne interpretează, pentru că în viața lor n-au pus un morcov în pământ, o roșie sau un ardei, dar se pun deasupra noastră ca un mucegai de ăsta de care nu mai scăpăm odată. Prietenul meu, sacou elegant, spunea foarte serios că asocierea nu prea este acceptată de români și ăsta este păgubos. În atâta timp în care dumneavoastră faceți o platformă online, eu am să intru și am să vă promovez cum pot. Și să știți că de la Vama Veche până la Vadu am 151 de unități de alimentație publică care ar putea ușor să cumpere aceste produse dacă dumneavoastră aveți capacitatea să le vindeți așa cum se cere în secolul 21. Înțelegeți? Statul român prin excelență, dacă discutăm de la producător, pentru că până la urmă dumneavoastră adiționat sau cel care face este de mai multe feluri. Un producător cu carnet de producător, o persoană fizică sau un SRL. În funcție de funcția, de situația lui juridică, apar niște obligații către statul român. Constat și vă dau un sfat prietenesc, dacă doriți să țineți cont de el. Evitați PFA-urile. Evitați întreprinderea individuale. De ce? Pentru că în comparație cu SRL-urile de care toată lumea fuge, aceste PFA-uri și EU au în continuare niște grade de impozitare spectaculoase. Ne apropiem de 36% impozitare. Dacă pun și ASE-ul, și impozitul 10%, ajung la un procent de impozitare de 36% din produs. SRL, până să ajungi plătitor de TVA, avem 1% din încasări. Diferența este spectaculoasă, nimeni nu vă vorbește despre asta. La modul de organizare este unul păgubos, pentru că dacă noi o suprafață de teren o facem punct de lucru, fără să realizăm ce facem, și suprafațele declarate pe impozitare, rezidențial, nerezidențial, ajungem la niște sume de impozitare spectaculoase, care după ce ai vândut toată marfa, ajuns să dai și ce n-ai luat. Și de aceea poate că ar trebui să mă opresc și să vă las pe dumneavoastră să mă întrebați. Dacă eu aș fi mâine un tip care se apucă să facă producții, să o vândă, aș fi foarte atent la primii pași de organizare. Dincolo de irigație, de căldură din serie, de cel mai frumos site, de cele mai frumoase logo-uri, există o temelie care trebuie să fie solidă. Temelia pe care tu ești atunci când vrei să faci o afacere. Foarte mulți români pleacă la start doar cu gândul că pot. Cu o muncă nebună, își vând mașinile, casele să facă ceva, iar la final statul român nu iartă. Ascultați-mă, dacă dumneavoastră așteptați clemență doar pentru faptul că vineți un produs sănătos, vă înșelați amarnic. Sfatul noului dumneavoastră prieten de pe listă este ăsta. Calculați înainte să pierdeți, nu după ce ați pierdut. Cam despre asta este vorba. Înțelegeți? Iar dacă vreodată aveți întrebări, încă o dată prin Oleg sau prin Gabi, vă stau la dispoziție pro bono pentru a vă pune la punct așa cum nu a fost nimeni dintre prietenii dumneavoastră. Vorbesc de experiență de 25 de ani cu cărți scrise despre economie și putem discuta în amănunt atunci când suntem privați, să nu avem noi atenția totală. Exact. Mersi mult, Nelu. Încă o chestie care vrem să... Este o discuție tehnică care este clar că o putem reprograma, să zic așa, fiindcă este foarte importantă că tu, Nelu, ai făcut de fapt o introducere
și tu, Mihai Mihu, la o anumită educație antreprenorială și dacă îți faci un plan de afacere de la început bun, realist, atunci este clar că și ție îți va merge bine sau eventual nu te apuci să faci treaba aia. O întrebare simplă. Da? Exact, numai o întrebare. La amândoi, Mihai și la Nelu. Dacă un produs costă 100 de lei și eu am PFA sau SRL, cu cât rămân în mână? O răspund al doilea. Sau vreți să răspund eu primul? Spuneți, vă rog. Da. Deci, dacă vrei să-ți răspund repede, spun că rămâi cu nimic. La PFA? Am să-ți explic de ce. Da. O întrebare de genul ăsta necesită o discuție matematică, că aici vorbim în afaceri de matematică aplicată, atenție, matematică aplicată care nu există în matematică. Înțelegi ce spun? Deci, dintr-o sută de lei, acum noi vechi, că m-ai băgat în ceață, nu știu exact ce vrei, dacă vorbim de un milion, dacă vorbim de un milion, vinion vândut în acest preț, intră, dragul meu Gabriel, prima zi de gândire, manopera, materialele, întreținerea, căldura, transportul și de-abia la urmă impozitul. Dacă vorbești despre 100 de lei profit, care este cu totul altceva, avem de plătit către statul român 36 de lei, 360 de lei sau 36, depinde cum e întrebarea ta, dacă ești PFA și 1% dacă ești SRL. Până... O să deduci de aici. O să deduci cheltuielile. O să deduci cheltuielile. Nu. La 1%. În niciun caz, nici altul, păi nu, dacă am spus 36% înseamnă că e din profit, colegul. Adică, matematic vorbind, trebuie să fim foarte atenți, pentru că întrebările sunt atât de generale, iar răspunsul este atât de particular, încât nu ne permite să ne facem de râs aici peste în fața colegilor. De aceea, te rog, domnule Gabriel, să define foarte bine întrebarea ca să primești răspunsul potrivit. Eu iau notițe, nu vă faceți Mihai Mihu. Eu pot să zic că poți să rămâi inclusiv cu 100 de lei, depinzând de forma de organizare. Pentru gospodăriile de subsistență nu e nevoie de niciun fel de... Statul nu impozitează cu absolut nimic. Gospodării de subsistență înseamnă sub un anumit număr de ude. El așa îl definește. Și atunci, dacă am sub 100 de găini, de exemplu, și produc ouă sub 100 de găini, atunci eu voi rămâne cu banii care rămân de după ce le dau de mâncare, de după ce le îngrijesc și așa mai departe. După cheltuieli. Păi bine, oricum niciodată nu sunt 100-100, da, corect. Dar oricum nu vine statul să mă impoziteze la nivelul ăsta, spune. Și atunci există, din punctul meu de vedere, există o protecție socială pe care statul o acordă acestor foarte mici entități. Dar aici, paranteză, din punctul meu, iarăși de vedere, această gospodărie de subsistență n-a fost gândită pentru profit. Gospodăria de subsistență este o entitate precapitalistă. Este o entitate care avea ca scop crearea unei securități, unei siguranțe alimentare, unei securități alimentare, are și în continuare, avea și are. Așa, o securitate alimentară familiei. Acum, este clar că dacă o apărtăm iarăși la suprafața de teren și spunem că sub 2 hectare sau sub 5 hectare, depinde iarăși de la caz la caz, această suprafață este mai mult decât suficientă pentru o familie. Și revin la ce spuneam la începutul discuției noastre vis-a-vis de valorificarea surplusului de produse agroalimentare. Numărul ăsta sau suprafața asta, ceea ce vine implicit cu caracteristica de gospodărie de subsistență, permite unei familii din mediul rural să justifice existența și să facă de la an la an să devină mai profitabilă. Nu doar prin produse, pentru că produsele sunt una, crearea unei experiențe memorabile este alta și nu în ultimul rând a încerca să crești valoarea produsului prin procesare este o soluție care la fel nu necesită decât un pic de mișcare. Cert este că din punctul nostru de vedere și cu asta închei cel puțin bucățica asta, o gospodărie țărănească este mai mult decât sustenabilă. Poate să fie generatoare de venituri. Îmi permite să completez doar o secundă?
Vă rog. Aveți perfecte dreptate. Încă o dată constat cu plăcere că stăpâniți acta vorbirii. Aș vrea doar să stabilim și o logică a ce spunem și fără să vă jignesc. Dumneavoastră vorbiți despre o familie care muncește, se îndestulează și nu are nevoie de nimic altceva. Ok? Dacă această familie a făcut un ou în plus, intră în circuitul obligatoriu al statului. Un ou să iasă dintr-o un litru de lapte sau un kilogram de brânză să iasă din gospodărie sub orice formă de vânzare este supus DSVSA-ului, este supus vânzării. Și din secunda în care acest produs... Aici intrăm pe o discuție pe 111, într-adevăr. Dacă vreți să avem o discuție pe ordinul 111, cu care noi nu suntem de acord în forma actuală, pentru că ea contravine regulamentelor europene 852 și 853, sunt complet de acord cu dumneavoastră, însă realitatea ne arată altceva. Din punctul nostru de vedere, ceea ce înseamnă consum privat, adică dacă eu vă vând dumneavoastră un ou fără niciun fel de intermediar, iar dumneavoastră pățiți, Doamne ferește, ceva, veniți la mine și îmi dați cu jumătatea sau cu coșile alea de ou în cap. Sau și mai grav, sau și mai exact, sau și mai grav, exact, sau și mai grav, mă dați în judecată și atunci eu pățesc lucruri mult, mult mai rele. Atunci intervine statul și aplică și pedepse exact. Penale, nu doar corect, pentru corect. Că l-ai otrăvit, dar și pentru evaziune fiscală. Nu. Partea de evaziune fiscală nu este. Odată cu... Deci, contraziceți-mă cu acel bon de comercializare, cu caietul de... Da, ok, corect, îmi place. Da. Fitat, dar e în dezavantajul tuturor. În dezavantajul tuturor. Așa este, cu acel caiet de comercializare, din ceea ce știu eu, cotorul care ajunge la primărie, ajunge la primărie. Punct. Spuneți-mi ce se întâmplă cu impozitele de care îmi ziceți dumneavoastră. Nu. Atenție, eu când am spus de SVSA, n-am pomenit de impozitele de obligații. Nu, dar ziceați de stat. Și în contextul acesta și SVSA este acel organism al statului care controlează și pulgul de oameni. Știți ce se întâmplă? Încă o dată, rămân fascinat de ideile oamenilor care vă mulțumesc că existați, să nu de rău. Dar asta nu mă oprește să vă spun adevărul crud din front în relația cu statul român, care, așa cum știți, supradimensionat, face eforturi supranaturale să existe prin stoarcerea de oricărui lăuț de la noi ăștia care muncim câte 20 de ore pe zi. Mă opresc, domnul Gabi, vreau să spun ceva. Nu, vreau să îi dăm cuvântul la Mihai Stoian, să vedem cum este de punctul lui de vedere ca și apicultor. Sau dacă știi alte povești ale altor colegi care se ocupă cu apicultura sau cu alte domenii, deci din teren, vorba aia, că și domnul Nelu vorbește tot din teren. Da, este clar că platforma va face minuni pentru toți cei care pot să facă lucrurile exact cum este și cazul meu de altfel. V-am spus mai devreme că nu reușesc să vând mai mult de 400 de kilograme în cercul de prieteni pe care mi-am format. Diferența de o tonă 600 merge la angro cu niște prețuri. Vorbiți de miere? Miere, da. O să vă rog frumos să-mi trimiți o ofertă, lăsând orice fel de glumă la o parte, pentru că în noul context, mari de grupuri hoteliere pe care le-am în administrare vor fi gata să primească un produs sănătos. Dacă dumneavoastră faceți dovada calității produsului pe care l-au prins pe dragi. În două secunde vă pot trimite pe e-mail analizele făcute în Germania care mi-atestă mierea ca fiind ecologică. Vând și acum că s-a întâmplat minunea să vă întâlniți în partid, vă provoc pe amândoi ca politicieni. Ce variante aveți când ajungeți demnitari să ușurați viața oamenilor de afaceri care sunteți acum și doar cu ambiții politicianiste. Mai îmbrăcat mai bine ca un politic, după aia vorbesc cu tricou. Oleg, lucrurile trebuie doar să se dorească să fie făcute. Ca să tot suntem la apicultori și la agricultori și așa mai departe, a trebuit să fac inspecțiile tehnice periodice la niște utilaje apicole, mai exact la două camioane și o remorcă.
Lucru care nu este foarte simplu, pentru că ba mai sunt stupi pe camion, ba diverse probleme tehnice. Astfel, distanța față de punctul de inspecție tehnică era destul de mare și am sunat la registrul auto român să încerc să-i rog să trimită un inspector să facă inspecția la fața locului. Știu că există această procedură, se face în anumite situații. Cei de la RAR m-au trimis să iau legătura cu primarul. Primar care mi-a spus că nu sunt, trebuie să se strângă măcar 10 utilaje și că în zona noastră nu există apicultori care... Din start mi-a dat peste nas. Dacă primarul ar fi venit el din propria inițiativă să zică: alo Mihai, știu că se apropie sezonul, vrei să... uite, ne strângem 20 de camioane ale celor 7 proprietari din zonă, să fii gata luni la ora 12, vine un inspector. Despre asta este vorba, despre nepăsare, despre dezinteres. Autoritățile nu sunt deloc interesate de cetățenii și de locuitorii și de fermierii lor. Despre asta este vorba. Dacă autoritățile ar dori să te ajute cu chestii mici, nu trebuie să facă mare lucru. Dacă mi-ar fi adus un inspector de la RAR, eram mulțumit până la Dumnezeu pentru treaba asta. Și așa mai departe, pentru micii fermieri care produc zarzavaturi, legume, fructe și așa mai departe, pot să de acord cu micii fermieri pot să facă o piață, o mică piață în zonă, și cred că poate să existe finanțare europeană pentru așa ceva. Totul este să, dacă se dorește să se facă ceva pentru, trebuie doar să vezi lucrurile și să-ți dorești să le faci pentru interesul comunității. Propriu-zis, despre asta e vorba. Exact. O întrebare pentru toți, fiindcă avem așa, avem un birou de autorizări, da? Deci funcție juridică, avem un ITist care are o platformă și avem pe Mihai care este fermier, da? Ce facem cu un produs pe care dorim să îl înregistrăm ca și marcă? Pe scurt. Ca să devină o marcă, trebuie să ajungi la OSI. Deocamdată este un produs general în care cineva declară că este... O să fiu foarte clar. În mine nu o să întâlniți întotdeauna un tip care spune ce vă place să ascultați. Care de consecință au avea o mie naturală și să stai în stoc declarată bio de un laborator din nu știu ce stat, din întâmplare se numesc Germania, adică cel mai tare, mi se pare că e ceva ne la locul lui. Dar pentru că mi este coleg și îl iubesc, să-mi trimită adresa de e-mail și ne ducem o ascultă. În altă ordine de idei, întrebarea lui Oleg, Oleg a sunat clar, dacă îmi dai voie să răspund și eu la ea. Ce facem pentru a schimba această stare? Pentru că, de fapt, dragii mei, asta este întrebarea. Dacă noi am pornit la un nou drum, va trebui cel sau altul să înțelegem că misiunea noastră este clară, de a schimba, nu de a ofta, nu de a ne plânge, nu de a bate pasul pe loc, ci de a duce schimbări. Fără să știu că voi ajunge o discuție atât de prietenoasă, acum 2 luni de zile m-am intrat în Palatul Parlamentului, așa cum David știe, și am avut o discuție cu mai mari puteri, care până la momentul discuției au fost surzi într-un motiv sau altul. Apoi când au văzut că lucrurile sunt destul de prea, au început să vin atenți, iar spre final m-au aplaudat. De ce? Am subliniat cu subiect și predicat ce dumneavoastră știți de mult. În relația cu statul român, cetățeanul este într-un fel sau altul desființat. Ce trebuie să facem noi? Este să existăm. Pentru a avea o forță, trebuie să fim organizați. Iată, părțile bune acestei pandemii se numește obligativitatea de a fi online, cu un partener ca tipul de lângă noi, care nu înseamnă doar o prezentare comercială. Partidul Verde, prin excelență, prin titulatură, prin obligație, clar, dacă ne raportăm la cerințele europene, pentru că în discuția mea cu marele premier Orban, am avut o întrebare de 30 de secunde și a rămas mut. Și am spus: domnul premier,
cu o lună de zile, Sasi, președintele, v-a întrebat cum stăm cu obligația de statul român către Uniunea Europeană, cu tot ce înseamnă parte verde ecologică. Bineînțeles că răspunsul a fost unul pe măsura inteligenței sale, adică foarte spectaculos, tăcând, pentru că răspunsul de genul ăsta e într-o o pregătire. Vă atenționez că chiar dragul nostru popor român nu este foarte pregătit să înțeleagă că de fapt singura noastră speranță este cea verde, și atunci nu este nevoie să fim agresivi. Nu este nevoie să mergem peste primar, să ne certăm la modul scandalos cu el, ci să facem ce ni se cere. Dacă pe dumneavoastră cei plecați prin toată lumea, vă întreb, v-ați bătut și am stat la colzi interminabile pentru a vota europarlamentar? Ne-am învățat prost, oameni buni. După ce îi alegem, îi lăsăm în stand-by. Obligațiile noastre și obligațiile lor revin după ce și-au ocupat deja aceste scaune. Ori noi ne parcă am obosit după o cursă de 60 de mile, ne punem în genunchi și ne uităm cât de prost este pe care l-am ales, fără să recașim niciun fel de energie. Dincolo de vorbe înseamnă acțiune. Dincolo de a vrea să facem. Ascultați-mă, l-ați auzit pe domnul Florin Călinescu, mesajul este unul. Da? Dreapta înseamnă dreapta, înseamnă acțiune pe fond și restul filologie, logologie, ce care s-au făcut până acum. Oleg, ce fac eu? Fac următoare, fac proiecte concrete și mă duc unde? Nu la Consiliul Local, nu la Consiliul Județean, nu la cei care prin funcția pe care au sunt doar ascultători, ci mă duc la cele mai înalte foruri din România, chiar la Parlament. Am dreptul ca cetățean, fără să jignesc, dar trebuie să fim prezenți cât timp vom sta pe rândul din spate, cât timp vom aștepta cu minci și vom face emisiuni din copaci. Lucrurile vor rămâne fix ca frunzele. Adică nu degajăm o forță care trebuie să fie luată în seamă, vom rămâne unde zic ăștia, la 1,00. În comparație cu marile partide europene, procentajul nostru este ca și cum nu există. Eu m-am simțit mor deja, jignit. Înțelegeți ce spun? Pentru că pierdem lume, dar se dă ora exactă. Nu de la socialiști, nu de la naziști, nu de la forțe care într-un fel sau altul poporul s-a săturat să-i asculte, pentru că iată rezultatele. Suntem în neputință. Odată cu prima scuturare a planetei de o boală, am constatat cu toții că marii conducători al planetei sunt absolut nepregătiți, nu să ne dea. Cea mai mare ajutor pe care l-am primit eu atunci când am fost suspect de COVID a fost paracetamol. Reați? Da. Pe ce lume trăim? Despre asta este vorba, da, în poveste. Nu există un moment mai bun pentru Partidul Verde ca acest moment care a fost dat de natură. E interesant ce ne spune domnul Cosma, dar a avut conexiunea la internet slabă și a fost foarte des întrerupt, de aceea. Da, da. Îmi cer scuze. Da. Da, nicio problemă. Noi nu ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni și aș dori să le încheiem cu mult țărănesc și rugăm cei care ne văd încă o dată să intre pe acest site, fiindcă ceea ce ei au făcut mi se pare extraordinar, este o necesitate ceea ce au făcut ei și inclusiv sfaturile, sau mai ales sfaturile domnului Nelu, care pe partea asta de autorizări este clar că este în măsură să spună mai mult. Deci haideți să ne solidarizăm cu producătorii, cu fermierii și să luăm sfaturi, chiar dacă sună greu, ele trebuie să fie cele corecte și Nelu a apăsat pe acest aspect. Nu ne place, nu deranjează modul meu concret de a discuta. Nu pe mine. O să citesc și două comentarii de la colegi de-ai noștri din diaspora. Mihai Buga din Italia zice: excelentă inițiativa de a organiza livrarea direct de la producător la consumatorul imediat apropiat și urează mult succes ONG-urile care se ocupă de acest proiect. Și Eugen Triv din Germania zice: e greu să implementezi treaba asta la noi. Stau și mă gândesc că în Germania e foarte simplu. Am un prieten care se ocupă de albinărit și i-a fost destul de ușor să intre într-un lanț mare de magazine, unde până acum avea standul lui în magazin fără niciun fel de probleme sau bariere. Nu știu câtă producție are el, dar e greu să răzbați într-un lanț mare de magazine cu 10, cu 100 de stupi. Să ne vorbească oaspetele nostru apolitic.
o concluzie după ce au auzit despre realitatea dură, prevederile legale și ce planuri au politicienii verzi și ca începători, dar și ca atitudine ecologistă. O să-mi permit să fac și eu o sugestie viitorilor, sper eu, decidenți politici. Eu mă tot cramponez în jurul ordinului 111 pe 2008, care este o piatră de moară pentru micul producător. Dacă el ar permite, el, ordinul 111 pe 2008, o interacțiune mult mai facilă sau o lipsă a necesității de a autoriza anumite produse sau să fie mai facil. De fapt, cuvântul cheie în tot ceea ce înseamnă acest ordin, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie echitabilitate. Într-un mod trebuie să se aplice acestui mic producător, în alt mod să se aplice unei ferme mari sau unei companii de conserve, de exemplu. Sunt foarte multe lucruri care pot să fie spuse pe acest subiect. Referitor la concluzie, ceea ce ne dorim noi teribil de tare este la fel educația. Iar educația, în condițiile în care vorbim de cooperative, de asociații, trebuie să fie de asemenea un aspect pe care politicienii ar trebui să-l ia în calcul. Pentru că fără asociație, fără cooperative, și aici cauzele pentru care există această reticență pot să fie și ele analizate, dar cred că trece timpul alocat discuției noastre. Termină-ți ideea. Așa, cred că dacă vom avea aceste asociații, aceste cooperative funcționale, când zic asociații, nu trebuie neapărat să fie o formă de organizare, să fie ceva statutar. Poate să fie și simplu o chestie informală. Atâta. Faptul că s-au adunat 10 gospodari pentru a organiza ei. Bă, eu am miere, bă, eu am roșii, eu am niște brânză. Facem un coș și îl oferim mai departe, pentru că singular, produsul singular, miere sau brânză sau așa mai departe, nu este la fel de atractiv ca și cumulul, ca acel pachet. Și atunci, iarăși, ideea de rețea, ideea de a se ajuta unii pe ceilalți, trebuie să primeze. Cred că vom avea destul de multe de învățat de pe urma acestei perioade, apropo de ceea ce spuneam la începutul discuției noastre, ca și factor social, și eu sper ca viitorul să ne demonstreze că vom fi avut dreptate. Cât despre molul țărănesc, sper să ne auzim într-o lună de zile și să vă spunem că, băi, avem deja 1.000 de coșuri săptămânale pe care le livrăm doar în Brașov. Și atunci să dăm și o dovadă în plus, ca și rezultat pragmatic, trecând peste toate datele astea care sunt teribil de frumoase, așa că lucrurile funcționează și că publicul, clienții sunt acolo și cer și vor. Nu doar cu un like, cu un share, cu un comment, ce frumos este. Exact, numai puțin, fac aici o paranteză și mă duc în vacanța mea de acum un an de zile. Am fost în Corsica și știți că corsicanii sunt un pic de francezi, un pic de italieni, etc., și sunt cunoscuți pentru spiritul lor. Ei, am văzut acolo părți, poate 25-30% din supermarketuri sau magazinele lor mici erau doar produse din Corsica. Mere de albine, gem de dulceață de castane, pâine, Pe o vin, insulă e mai ușor, etc. Gabi, crede-mă. Pe o insulă te izolezi Exact. de nevoie, că Noi altfel trebuie n-am să iei vaporul. putea, noi n-am putea să fim niște corsicani și să facem același lucru. Eu cred că putem și prin intermediul unei platforme cum este Mol Țărănesc sau prin intermediul sfaturilor lui Nelu Cozma, dau un exemplu, sau oameni ca și el, sau producători ca și fermieri ca și Mihai, eu cred că putem reuși. Fiindcă oricum, acest New Green Deal, toate țările, fiindcă urmăresc piața din străinătate, toate merg pe produse locale ca să elimine cât mai mult intermediarii, care înseamnă ce? Înseamnă ardere, înseamnă emisie de carbon, amprente de carbon, etc. Deci, eu nu vă mulțumesc pentru discuții și eu sper că vom repeta această discuție și cred că într-o lună de zile putem face o altă emisiune. Și Mihai Mihu, te rog frumos și dacă poți să-mi
face o promisiune. Dacă putem invita fermieri de la voi ca să-i punem față în față să ne spună poveștile lor. De-abia aștept și noi suntem. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Da. Deocamdată să-l auzim pe fermierul nostru care a revenit, să nu creadă publicul că s-a speriat de analiza făcută de pe litoral, să dea o replică despre calitatea mărfii, nu, și cum vinde el mierea, cum poate să convingă că certificatul lui din Germania e bun pentru toată tona sau ambele tone de miere. Nu vreau, eu fac o paranteză, dacă nu mă rog. La îndoială ce spune dânsul, este spectaculos aia așa ceva. Eu spun doar că poți să ai cel mai bun produs de pe planetă. Un astfel de document îți dă o bonitate care îți asigură o paletă de cumpărători spectaculoasă. Noi vorbim de un medicament. În momentul în care vorbim despre miere 100% naturală, certificată de un laborator acreditat, nu mai vorbim de miere, să ne înțelegem. Mierea este, dacă vreți, apropo de Germania, sunt niște exemple concrete care ne pot fi de folos. Însă, eu îl felicit, dacă a făcut efortul financiar și a avut inteligența să ajungă până acolo, nu mai poate să-l combată absolut nimeni. Iar dacă domnul primar nu are capacitatea să vă vadă ce faceți, dați-mi voie să vă spun că omul are o problemă cu el, nu cu mierea. Da, așa este, dar să știți că lucrurile acestea și ideea de certificare a venit ca un firesc al lucrurilor pe care le-am moștenit de la familie, pe care le-a făcut bunicul acum 60 de ani, pe care le-a făcut tata. Era o chestie normală, pentru că noi eram cei care nu foloseam înlocuitori, cei care nu foloseam medicamente, cei care nu făceam tot felul de manevre. Într-adevăr, făceam mai puțină miere, că unii fac poate mai multă miere, poate le stimulează, poate au tot felul de trucuri. Există o grămadă de șmecheri și în branșa aceasta. Fiți convins de lucrurile astea. Bănuiesc că și în restul branșelor. Și în, dacă vreți să vă spun la câți metri să pune zahărul lângă stup, vă spun imediat. N-am înțeles, îmi cer scuze. Deci, dacă vreți să vă spun câți metri miar trebuie îngropat zahăr lângă stup ca să se mărească volumul de miere, putem discuta, știți despre ce vorbesc. Da, asta nu, chiar n-am auzit-o. Am auzit o grămadă de chestii, dar asta e nouă. Nu-i da, nimic, putem sta de vorbă după. Certificarea a venit ca un firesc al lucrurilor. Deci suntem certificați ecologic pe miere de cea mai bună calitate. Și anul ăsta mă certific și pe miere de munte. Okay. Super. Felicitări. Da. Dragilor, da. Oleg, a fost o discuție interesantă. Dacă vreți, mai putem continua 5-10 minute, fiindcă nu ne grăbim nicăieri, decât dacă mai avem ce să spunem, în afară de concluzii. Păi, haideți atunci să ținem legătura și să mai revenim. Era să uit o chestie, apropo de antreprenoriat. Vorbisem cu domnul Nelu Cosma, care s-a oferit să facem împreună niște emisiuni apropo de educația antreprenorială și mulțumesc Mihai Miu că ești aici, fiindcă cred că o parte din cei care urmăresc Moțărănesc ar putea să beneficieze de sfatul lui domnului Nelu Cosma. Și uite așa toată lumea câștigă. Da. Am să vă dau, dacă îmi permiteți, doar un minut ca o analiză la tot ce am discutat din punctul meu de vedere. În primul rând, dragul meu prieten cu SAI, cu platformă, că site-ul e prea puțin spus, nu-i așa? Așa este. Eu, de exemplu, lucrez la o platformă individuală de autorizare pe plan european, mă săturăm să stau în birouri și vreau să și poate discutăm și cândva. Ideea de bază este următoarea. Orice produs pe care noi îl facem, indiferent câte muncă am depune, dacă nu avem capacitatea să etichetăm aceste produse și servicii ale noastre, vom muri exact cum ne-am născut, cu mare speranță. Corect. Vă rog respectos, depășiți limitele, depășiți baremele, nu fiți banali. Dacă dumneavoastră faceți miere naturală și struți cu ea în stoc, eu mă urc mâine în mașină cu 7 declarații și vă iau pe toate, n-ați înțeles mesajul. Apoi, dumneavoastră faceți o platformă care înseamnă ce? Posibilitatea unor mii de oameni
să câștige într-un fel sau altul normalitatea către care tânjește de când exact. A dat Roșia Popovul Pământ. Păi având toate astea la bază, nu înțeleg despre ce vorbim, suntem câștigători deja. Depășiți-vă condiția, faceți agresivitate progresivă, atenție și vă spun cu prietenii și cu asta închei. Conceptul de publicitate neconvențională trebuie să ne intre în obișnuință. S-a terminat vremea flyerilor și a bannerilor. S-a terminat că eu am mierea cea mai bună de pe planetă dacă nu dovedesc în mod ostentativ prin publicitate neconvențională și mulți dintre dumneavoastră știu despre ce vorbesc. Înțelegeți ce spun? Cam despre asta este. Cine încheie? Haideți să-l... Mihai Stoian, mai vrei să spui ceva? Și atunci închide Mihai Mihu. Mihai? Te rog, Mihai, pe tine, ești invitatul nostru. Mulțumesc tare mult. În primul rând a fost o onoare să fiu alături de voi, a fost o seară minunată și vă mulțumesc tare mult încă o dată pentru invitația. Și noi ne simțim asemenea. Și cu siguranță au fost lucruri pe care le-am învățat din partea domniilor voastre. Ceea ce cred eu că rămâne într-adevăr ca și concluzie la toată discuția noastră este educația. Educație care mai devreme sau mai târziu, fie că este raportată la nivel social, fie că este raportată la nivel individual, ea schimbă. Ori cred eu că acest secol, mileniu 3, va fi sub auspiciul acestui social care vine ca și consecința educației. Cam atât. Foarte frumos. Iar data viitoare, sper să mai fie și o data viitoare, vă promit că aș dori să ating un picuț și proiectul care se numește Plantează în România. Este un alt proiect inițiat de asociația noastră Creștem România Împreună, care la ora actuală este unul dintre cele mai ample proiecte de plantări cu voluntari din România și care a schimbat și care schimbă foarte mult, la fel apropo de educația de care aduceam aminte mai devreme. Ținem legătura, fiindcă și noi prin sigla noastră de verzi este clar. De asta am zis. Exact. Da, așa este. Mulțumesc tare. Bine tuturor, distribuiți. Chiar de că nu avem noi milioane de distribuire așa cum vor alții, dar noi ne axăm pe calitate, nu pe cantitate. Dacă îmi trebuie niște buget, îi fac eu câteva milioane. Exact. Nu avem nevoie noi de număr, noi avem nevoie de calitate. Exact. Vă salut cu drag pe toți de la Malul Lării. Vă salut din diaspora din Suedia, numai bine. Mulțumim pentru participare, ne întâlnim pe baricade, seară bună. Sănătate, cu drag, numai de bine.